Nadine Maenza, de la Comisia Statelor Unite pentru Libertatea Religioasă Internațională, a fost invitată a lui Wendy Griffith de la știrile CBN pentru a discuta despre încălcarea libertății religioase în lume. Mai întâi, care e ideea principală a raportului acestui an? Se pare că toată Comisia condamnă China. Vedem încălcarea drepturilor religioase la scară mare în China. Am văzut că au importat acest comportament al altor țări și au îndemnat și pe alții să-i urmeze. Acest fapt ne preocupă și de aceea am tras semnalul de alarmă. Avem un capitol special care vorbește despre influența Chinei asupra libertății religioase și asupra drepturilor omului din lume. Nadine, vă rog să detaliați puțin despre modul în care pandemia a fost folosită pentru a-i persecuta pe credincioși. Da, unele țări au dat vina pe ei pentru izbucnirea pandemiei. În India și Pakistan, mulțimea s-a întors împotriva lor. Chiar și oficialii unor guverne i-au condamnat, spunând că au o legătură cu coronavirusul. Ne îngrijorează condițiile din închisori unde se află prizonierii credincioși și am cerut țărilor să îi elibereze. Spre surprinderea noastră, unele state ca Eritrea au eliberat prizonieri deoarece sunt țări pe care le monitorizăm. Însă în altele, ca Iran, autoritățile ne-au refuzat. Iranul a eliberat 85.000 de prizonieri, dar niciun prizonier credincios. De fapt, au arestat mai mulți de-a lungul anului. Recent ați fost în comunitatea creștină din nord-estul Siriei. Care este situația lor și de ce ați vizitat? Sigur, nord-estul Siriei este un exemplu pozitiv în Orientul Mijlociu, unde nu sunt prea multe astfel de exemple. Vedem în continuare deteriorarea condițiilor creștinilor și a altor minorități religioase din țările pe care le monitorizăm în zonă. Însă Siria este un caz unic, deoarece administrația regiunii autonome din nord-estul Siriei a creat aceste condiții remarcabile pentru respectarea libertății religioase, unde creștinii, azidiții, toată lumea poate să-și practice credința. Este neobișnuit faptul că ei își pot schimba credința. Am recomandat guvernului american să ridice sancțiunile, să recunoască acest guvern pe plan politic și să-i ajute în încercarea lor de a găsi o soluție politică pentru Siria. Ei au creat aceste condiții și mai mult guvernul îi protejează. Chiar și în zonele arabe unde au început să guverneze în ultimii ani, am mai văzut aceleași condiții favorabile. Am găsit că este important pentru mine să văd personal situația la fața locului, să înțeleg modul de guvernare și să văd creștinii și oamenii de alte religii că își pot practica credința. Este important să vorbim despre aceste zone și să luăm atitudine în favoarea lor. Bineînțeles, Comisia Statelor Unite pentru Libertatea Religioasă Internațională s-a alăturat unui grup de critici care cere administrației Biden să crească numărul refugiaților. Nadine, de ce este atât de important și cine este afectat de acest număr limitat? America este locul perfect pentru mulți refugiați. Cred că oamenii nu înțeleg ce înseamnă să fii refugiat. Adesea sunt confundați cu migranții. Vin oameni la granița noastră de sud, îmi pare rău pentru ei deoarece fug de sărăcie. Însă am întâlnit oameni care fug de persecuția religioasă, care nu se pot întoarce în casele lor și nu au unde să meargă. Noi avem oportunitatea de a le oferi un refugiu. Procesul de control este așa de dificil, durează câțiva ani, însă acești refugiați nu au reprezentat o amenințare pentru securitatea Statelor Unite. E o înțelegere greșită. Există două moduri de a aborda problema. Locuri ca nord-estul Siriei pot fi un refugiu pentru minoritățile religioase, precum și regiunea creștină a Irakului. Aici oamenii se pot refugia în Orientul Mijlociu, însă sunt alte regiuni de unde trebuie să plece. E rezonabil să intervenim. Sunt oameni care vor să-i ajute, sunt biserici care îi primesc, există multă susținere în Statele Unite în această privință și astfel toată lumea câștigă. Și noi beneficiem de prezența acestor comunități religioase bogate. Alpha, Omega.